Astăzi este o zi extrem de importantă pentru întreaga planetă. Debutează două evenimente majore care vor impacta omenirea pe termen lung. Astăzi începe anul dragonului, conform zodiacului chinezesc, și tot astăzi intrăm în perioada lui nouă pentru următorii 20 de ani. Ce impact au aceste evenimente asupra noastră, ne spune invitatul nostru de astăzi, un invitat special pe care cu siguranță îl îndrăgiți, Rizvan Vladrus. Rizvan, bine ai revenit! Bine, te-am găsit și La mulți ani. La pentru mulți despre, ani. Astăzi este din nou despre la mulți, ani. la mulți ani. Astăzi este intrarea, să spunem, astrologică în Anul Nou Chinezesc, ceea ce este foarte interesant în tradiția metafizică chineză: este că noi sărbătorim Anul Nou de obicei în două zile. O dată intrarea astrologică, care este astăzi 4 februarie, în care oficial în hărțile astrologice. Anuale intră dragonul de lemn, și mai avem, bineînțeles, sărbătoarea anului nou, tradițional, care în fiecare an de obicei se sărbătorește în ziua în care este prima lună nouă din vărsător. Și prima lună nouă din vărsător va fi pe data de 10 februarie, deci iată, în uh, șase zile, dar astăzi este, este despre importantă. energie, mai ales că tot astăzi se activează această. Perioada lui nou, care timp de 20 de ani ne va afecta în bine sau în rău, vom vedea foarte, foarte, foarte mult. Abia aștept să ne spui tu cum va fi această perioadă pentru întreaga umanitate, dar și la nivel individual. Le promiteam telespectatorilor noștri la finalul anului că vom reveni cu date despre 2024 uh -huh. și te-am ascultat. Ai spus că această culoare anului este culoarea verde. Verde, Malachit Și am venit și cu ești verde. Exact, Da. eu nu m-am încadrat, dar nu are nimic, era chiar culme. Hai să vedem puțin ce înseamnă această perioadă a lui nouă pentru următorii 20 de ani. Perioada lui nouă, pentru 20 de ani, înseamnă, în primul rând, schimbări majore. Gândește-te că dacă ar fi să comparăm cele două mari forme de astrologie, astrologia chineză și astrologia europeană, intrarea lui Pluto în Vărsător coincide cu începerea perioadei lui nouă, ieșirea lui Pluto din Vărsător, în 2044 coincide cu terminarea perioadei lui nouă. Deci sunt două evenimente majore astrologice din două sisteme paralele care se mulează și care se completează. Pentru că Pluto învărsător înseamnă afectare zodii de aer și de foc, perioada lui nouă este foc care e bazat pe aer. Da? Deci gândește-te cât de frumos se pupă aceste două sisteme și vin și ne confirmă că something big is happening, ceva mare începe să se întâmple. Cunoașterea este, se întâmple? este fabuloasă în toate exact. sistemele. Da, este extraordinară. Ce urmează să se întâmple? Păi hai să vedem. Noi am stat 20 de ani în perioada lui 8. Toată lumea a fost obsedată cu 8 ca fiind principal astea a prosperității, principalul tip de energie care ne aduce putere, care ne aduce uh, succes și așa mai departe. E, perioada lui 8 a luat sfârșit la revedere. 8 nu mai are putere. 8 nu mai este steaua uh, banilor și a prosperității. Acum intrăm în perioada lui 9, care reprezintă energia elementului foc și care reprezintă prezintă o trigramă cât se poate de feminină. Ceea ce înseamnă că în primul rând vom vedea o schimbare totală a polilor. Dintr-o putere masculină și dintr-un sistem destul de patriarhal pe care l-am trăit, vom intra ușor, ușor și asta se va vedea cu ochiul liber, într-o putere mult accentuată a femeii și într-o schimbare și repolarizare a polilor uh, de gen din lume. Asta am început deja să vedem apropo de uh, toate orientările astea legate de gen, de, uh, știu eu, afinități erotice și sexuale și așa mai departe. Lucrurile astea se vor accentua extrem de mult în următorii 20 de ani cu o putere mult accentuată a femininului. Vom vedea inclusiv, scuze, bărbații care vor deveni mai feminini. Vor, avea, vor fi mai aspectate femeile, adică vor avea putere mai mare decât mult bărbații, mai mare, mult și mai mare. vor intra într-un conflict cu partea masculină? -ă, conflictul nu va fi aici, vor apărea alte conflicte. Conflictul vine din faptul că, dacă noi am trecut de, prin 20 de ani de element pământ, Steaua 8, care ne-a adus stabilitate, ne-a adus pământul, gândește-te la infecții, ne-a adus pandemie, ne-a adus tot ce trebuia să aducă pământul ca la carte. Și focul ce ne aduce? O, focul aduce și de bine și de mai puțin bine. De bine focul aduce în primul rând spiritualitate. Focul este elementul Spiritul este cel care ne orientează către cunoașterea de sine, către profunzimile noastre, către trecutul nostru și lecțiile lui prin care ne orientăm spre viitor. Aduce o creștere fantastică acestei orientări spirituale, dar în același timp o luptă acerbă a oamenilor, hai să spunem mai departe de spiritualitate, împotriva celor spirituali. Și vom vedea o foarte. Au început mare, deja. Da, o exacerbare a, a luptelor împotriva astrologiei împotriva terapiilor complementare împotriva, este absolut firesc cu ceea ce se întâmplă cu perioada lui nouă dar fiind o perioadă de foc și istoric dacă ne uităm în spate vedem o repetabilitate focul fizic incendiile armele de foc, războaiele conflictele militare se toate vor acestea se vor intensifica. Mie nu-mi place sub nicio formă să fac predicții catastrofice și n-am să o fac niciodată, dar este de la sine înțeles că energia focului gândește de că crește de vreo 60 de ori față de ultimii 20 de ani, ceea ce înseamnă că tensiunile militare între țări vor fi extrem de accentuate. Plus că mai e o chestiune. Anul acesta sunt alegeri în 40 de state. În anul în care. Pluto face ce face, perioada se schimbă și intrăm în energia trigramei focului și a perioadei lui nouă, ceea ce înseamnă că deciziile pe care le au statele anul acesta sunt fundamentale și vor afecta norocul umanității nu doar pe următorii 4 ani sau 5 ani, habar n-am că durează un mandat din ăsta, ci pe următorii 20. 20 de ani. Așa că mare grijă la ce, ce și cum alegem. Asta e important. Deci, de bine, crește orientarea spirituală, crește deschiderea către nou, deschiderea către dezvoltare personală, deschiderea către uh, absolut, către rugăciune, către credință, către tot ceea ce este. Și frumos asta vine și cu o creștere a vibrației. Asta vine cu o creștere fantastică a vibrației și o trecere la un next level. Partea proastă, nu putem omite prezența focului fizic prin incendii, care vor fi mult mai multe, cu tremure de pământ care vor fi prin uscăciunea pământului, focul usucă pământul, așa spunem noi metafizica chineză, pământul când se usucă pot apărea mișcări tectonice, um, conflicte militare, tensiuni și intensificări ale tensiunilor, ele deja au început din finele anului trecut, dar se vor intensifica din păcate, însă, așa cum îți spuneam și data trecută când ne-am văzut, România este o țară binecuvântată. Asta este o veste minunată. Noi suntem astrologic puși cumva într-un ulcior ferit de, de toate lucrurile astea, cât de cât ferit. Cu acest foc, la nivel individual, cum ne vom simți noi? Mm, cu acest foc, în primul rând, indiferent de cum ne vom simți, asta vom vedea poate când analizăm fiecare zodie în parte, e important ce e bine să facem. Și e bine să conștientizăm că focul ăsta cere și are un singur cuvânt de ordine. Transformare. Fiecare dintre noi este necesar ca în această perioadă și în special în anul ăsta, în 2024, primul an al perioadei lui nouă, noi să ne transformăm, să schimbăm ceva în noi, să aducem ceva nou. Indiferent de ce zodie sunt telespectatorii noștri dragi, trebuie să înțeleagă acest lucru. Chestiunile care au mers până acum, pur și simplu așa de la sine, nu o să mai meargă. Dacă anul acesta nu sunteți organizați, nu sunteți uh, bine punctați cu un time management foarte bine pus la punct, cu organizare pe termen lung, că nu mai merg tacticile, intrăm în perioada strategiilor, uh, cu uh, nu neapărat planuri, dar uh, liste clare de dorințe, de manifestare, atunci o să vină sfârșitul anului și o să zici domnule, nu știu cum pisici a trecut ăsta, că eu n-am făcut nimic. Da? Fără organizare, fără transformare, în Și trebuie să spui trei întrebări Unu, ce pot eu să aduc nou Și cu ce pot să ies nou în față Doi, care sunt situațiile legate de interiorul meu De nervii mei, de mânia mea Pe care le pot tempera Pentru că din anul acesta nu mai merge cu nervișori și cu mânie Strategiile se schimbă în totalitate Iar mânia va fi sortită eșecului Și a treia întrebare pe care trebuie să-și o pună Și e foarte importantă care sunt problemele de sănătate și de stil de viață pe care eu ar trebui să le modific. Pentru că, odată cu creșterea focului, din păcate, este afectată și sănătatea, rezistența noastră interioară. Și atunci, poate, exact, la nivel de imunitate, de dietă, de sport, de somn, de fumat, de băut, de știu eu ce, poate doriți să faceți niște transformări. Hai să vedem și ce aduce dragonul de lemn anul acesta. Dragonul de lemn este un an foarte special și este un an foarte important din punct de vedere astrologic, din trei motive principale. Primul dintre ele este faptul că dragonul de lemn vine să inițieze ceea ce noi numim putere globală. Puterea globală a dragonului de lemn se manifestă în primul rând prin schimbări la nivel de șefie, de guverne, de toate lucrurile astea. Cei care vin la putere acum vor avea putere 20 de ani. Și nu doar în România, vorbesc în toate țările. De aceea și tu, la nivel de individ, în an de dragon trebuie să faci în așa fel încât să-ți manifeste anul acesta puterea. La locul de muncă, fă în așa fel încât cât poți să urci, să urci. În familie, poți să ordonezi, să aduci liniște, să aduci pace, să aduci înțelegere. Fă chestia asta. Știu eu, indiferent în hobby-urile tale, ocupă-te mai mult de ele, pentru că asta îți va da putere. Al doilea lucru pe care îl aduce dragonul de lemn este creștere și inovație fantastică. În anul ăsta vom auzi vești despre invenții și inovații, în special în domeniul sănătății și al tehnologiei, cum n-am auzit în ultimii 20 de ani. O să vezi și este absolut fantastic. Asta aduce să și pluton vărsător. Asta aduce și pluton vărsător, apropo. Uh, abia aștept, deci eu aștept cu nerăbdare să văd ce se mai inventează. Da, am intrat și eu pe panta de 20 de ani specială. Și al treilea lucru pe care îl aduce uh, anul Dragonului de Lemn este creativitate lucrurile care țin de uh, creație de nou, de aducere în realitate a fanteziilor noastre uh, sunt cele care vin și dau putere anului acestuia. Anul ăsta nu mai merge să fim hiperraționali și cu ochelari de cal. Așa. Anul ăsta trebuie să gândim în afara cutiuței este fixiste și să conștientizăm că dacă nu facem alegeri un picuț mai zbanghi cum îmi place mie să spun, un picuț mai out of the box, s-ar putea să fim limitați și să rămânem în urmă. Cuvântul de ordine al anului este noutatea, evoluția și creativitatea. Dar hiperraționalii nu prea așa Se riscurile? Se Asta e viața. Hiperraționalitatea, sigur. Cu toții e bine să păstrăm un echilibru, să fim raționali și să fim, să zicem așa, spirituale, dar, da. dar în niciun caz extreme. Extremele produc fanatism, dar din păcate perioada lui nou, atenție, trage fanatismul după ea și este posibil să vedem uh, fanatism în ambele tabere, inclusiv în tabăra hiperspirituală, în care toți <coughs> văd lucrurile numai și numai în lumina spiritualității, dar și în tabăra raționalității care va ataca tabăra spirituală. Războiul dintre hiperraționalitate și hiperspiritualitate în anul 2024 va fi intens. Așa, în zona, hai să vorbim puțin. În zona relațiilor, cam ce aduce dragonul de lemn? În <coughs> zona prosperității, în zona mm -hmm. sănătății? Păi, în primul și în primul rând, dragonul de lemn trebuie să înțelegem că vine și aduce în relații puterea stabilității. Cei care deja sunt într-o relație au șanse foarte mari, în special dacă sunt născuți în zodia cocoșului, în zodia șobolanului, în zodia bivolului sau în zodia oi, să... Repare tot ceea ce s-a fisurat de-a lungul timpului în relații Și să creeze un nou început în acea relație O nouă renaștere, o nouă reînviere Dincolo de aceasta, relații în anul dragonului Sunt relații care vor suferi transformări aduse de noutăți fanteziste Asta e cheia Vrei să-ți salvezi relația sau simți că scârți anul ăsta Fii fantezist Adu, Schimbă ceva dormi pe stânga în loc de dreapta, nu știu, fă, fă ceva care să aducă elementul de nou. În plan de prosperitate, aici este să zic așa, cea mai mare încărcătură a anului Dragonului, aduce o dezvoltare extrem de mare, dar din păcate, în special a celor care deja au bani sau deja sunt foarte dezvoltați. Cei care sunt la început de drum din păcate vor avea de muncit de două ori mai mult ca să, să ajungă din urmă, să zic așa, propriile lor vise. Și atunci bani ca și potențial există mult în anul Dragonului, de dar cu muncă foarte mare. Din punct de vedere al sănătății însă, este un lucru foarte interesant, pentru că anul Dragonului este un an care aduce o slăbiciune după sine a elementului pământ. Elementul pământ în noi se traduce în special prin splină și stomac, dar meridianul stomacului și meridianul splinei afectează nu doar splina și stomacul, ci pot afecta mult mai multe lucruri. Al doilea element care este afectat este apa, pentru că e un an în care, în harta anului, focul e foarte puternic, și asta înseamnă din nou rinic, vezi că urinară cu meridianele lor aferente. Cum se traduce asta pe românești? Ce crește na sol? Anxietate? Panica? depresia, deci tulburările din spectru uh, anxietății, tulburările mentale, fricile, grijile și astea tind să ne macine la nivel de sistem imunitar. Ce va fi puternic? Oasele, articulațiile și noi trebuie să mizăm pe asta și să transformăm anul dragonului într-un an în care ne mișcăm mult mai mult. Și încă o precizare la sănătate și am terminat. Dacă vă știți cu diverse dependențe de țigări, de ciofii, faceți ce știți să renunțați la ele. Am înțeles. Hai să vedem acum pentru fiecare nativ al zodiacului cum va fi dragonul de lemn. Sigur. Ca de obicei și tu știi asta. Înainte să intru în horoscopie, să zic așa, mie îmi place să spun un lucru. Generalizările pe 12 arhetipuri zodiacale sunt generalizate.